Dragostea Batovina, o româncă de 32 de ani, a reușit să seducă un italian în vârstă de 73 de ani până la adus în sapă de lemn. Bărbatul a ajuns pe străzi după ce conaționala noastră l-a sărăcit de aproape 800.000 de euro. Conform Cancan Pungro, o româncă din gorj a dus cu zăhărerul un italian timp de 2 ani. Femeia i-a promis bărbatului în repetate rânduri că se va căsători cu el, iar într-un final l-a convins să-și vândă o locuință cu 7 camere, ce se situa în centrul orașului Milano. Imobilul a fost vândut cu suma de 780.000 de euro, iar banii au fost virați direct în contul conaționalei noastre. Femeia de 32 de ani a fost trimisă în judecată de procurori pentru înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave. Asta după ce l-a convins pe italian să-i ofere 780.000 de euro potrivit probatoriului instrumentat de anchetatori. Autoritățile italiene au stabilit că în perioada mai 2015-septembrie 2017, în mod repetat, românca l-a indus în eroare pe italianul de 73 de ani. Dacă credeați că povestea se încheie aici, v-ați înșelat amarnic. De-a lungul a doi ani, bărbatul îndrăgostit până peste cap de conaționala noastră i-a oferit acesteia mai multe cadouri și diverse sume de bani. Se pare că românca știa exact cum să-l convingă să fie darnic cu ea și apela inclusiv la povești lacrimogene. Una dintre acestea era legată de părinții săi, despre care spunea că sunt bolnavi și au nevoie de bani pentru a se trata. În tot acest timp, italianul nu bănuia nimic, iar la un moment dat începuse să se împrumute peste tot pentru a-i da banii româncei și chiar îi spunea acesteia într-un mesaj că nu mai avea nici ce să mănânce. Bărbatul de 73 de ani a sărăcit după ce și-a vândut casa din Milano. Se pare că după ce l-a stors de bani pe bătrân, tânăra de 32 de ani s-a și căsătorit în România, dar a continuat să-i ceară bani italianului. Când și-a dat seama totuși că cea de care s-a îndrăgostit nu a făcut decât să-l stoarcă de toată averea, acesta a mers la poliție și a povestit totul. Mai mult, românca susține acum că italianul i-a oferit din proprie inițiativă cadourile scumpe, dar și banii de pe imobilul cu de camere. Faptul că o persoană a înțeles altceva decât trebuia să înțeleagă nu este vina mea. Tot ce mi-a dat a fost din proprie inițiativă, iar concluzia pe care o trag este că dorește să pozeze în victimă și că nu suportă să mă vadă fericită alături de bărbatul cu care m-am căsătorit, a afirmat tânăra potrivit adevărul.ro. relatează cancan.ro.